binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Așa, să rog. Mă uit la ceas. Este timp și de predică, chiar și de doi predicată. Și mă gândesc că mai încăpeau niște cântări, niște colegii, dacă erau. Dacă nu au mai fost, aș vrea să ne apropiem de cuvântul care a fost pus înaintea noastră. Și spun și eu, fără fățănicie, și eu personal, la toți predicatori care trec pe numele bisericilor, au nevoie de rugăciunea bisericii ca să poată sta înaintea lui Dumnezeu. Am observat din experiența mea și din experiența altora, că poți pregăti pentru o predică, poți citi, poți asimila niște versete din Scriptură, poți să-ți faci o spită dacă vrei, ca să nu uiți ideile principale, poți să ai un dar născut de a vorbi, un dar nativ de a vorbi ușor în fața oamenilor, poți să faci o școală teologică ca să îți compui o predică în puncte, toate astea sunt posibile. Și poate că unii chiar vor rămâne mulțumiți de prestația pe care o ai. Dar în casa lui Dumnezeu, dacă nu vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă nu ți atinge buzele, dacă nu ți atinge inima ca predicat, și dacă nu ți atinge Dumnezeu de cei care ascultă, slujba unui predicator este datnică. Aș vrea ca Dumnezeu în această dimineață, știu că este prezent aici, rupe cerurile și pământul, dar aș vrea să ne atingă inimile tuturor. Amin. Celor care vorbesc și celor care ascultă. Amin. Avem în fața noastră un cuvânt. Fratele Iosif a citit primele 25 de versete din Evanghelia după Luca, capitolul 1, unde ni se vorbește despre un om folosit de Dumnezeu într-un mod special ca să schimbe cursul istoriei poporului evreu. În textul acesta de astăzi ni se vorbește despre un mesaj pe care Dumnezeu îl trimite unei familii, unui om, unui preot, și spun unui cercetător ai Scripturii că până la momentul acesta, când Dumnezeu îi se arată lui Zaharia printr-un înger, nu știu foarte clar argumentele acestor oameni, sau știu numai unele dintre ele, dar spun unui cercetător ai Bibliei că era o vreme de 400 de ani de când Dumnezeu nu mai vorbit. În biserică sau în templu, ca să folosesc terminologia vremii de atunci, în templul lui Dumnezeu se făceau slujbe. Și nu începând cu Zaharia. El a venit și el la rândul cetei lui să facă o slujbă în templu. Se făceau slujbe din întoarcerea lor, din robie. De la rezidirea templului. De la anoirea templului. Și totuși, cred că e adevărat. De 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbise. Eu n-aș vrea să fim și noi în starea aceasta în care erau evrei în zilele împăratului Irod, să stăm în biserică, să fim în templu, să facem slujbe și Dumnezeu să nu vorbească. Să vorbim numai noi. Doamne, vorbește și în dimineața aceasta. Colosește de mine, de fratele Iosif, de alți frați, dar vorbește și în dimineața. Pentru că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să încep cu ceva care poate vi se pare că n-are nicio legătură cu textul nostru de astăzi. De câte ori mă găsesc la un bol unei biserici, mă simt îndemnat să vorbesc despre Dumnezeu, despre lucrarea Lui. Găsesc, cineva îmi punea o întrebare, sau ce e așa o idee? N-ai vreo idee așa cam ce temă am putea pune la o convenție care va avea loc? Cândva. Am tot gândit. Mi se pare mie. Așa mi se pare mie. Poate nu tot astăzi de părerea mea. Că nu se vorbește suficient despre Dumnezeu. Și despre lucrarea pe care El o face.
Cred că Dumnezeu nu-i cunoscut așa cum ar trebui să fie cunoscut și din cauza asta și lucrările pe care El le face nu se înțelese. Domnul Hristos are o afirmație. E reală, e adevărată. A spus-o Fiul lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Adică, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, e important că asta ne duce la viața veșnică. Și înțelegem lucrările. Am spus odată și am vorbit așa pe scurt, doar despre Dumnezeul acesta în care noi mărturisim credem, pentru că crezul unician este arhi cunoscut chiar și în Biserica Pentecostală. Am vorbit despre atributele Lui Divine. Am spus între altele că El este veșnic și singurul care este veșnic, care spune a nemuritorului. Toate rupele au limite. Toate ființele au limite. Au un moment al apariției lor în existență. Când Dumnezeu le-a creat. Dar El este veșnic. Că n-are început și n-are sfârșit. El e din veșnicie, spune cuvântul Dumnezeu. El este izvorul vieții. El este creator. Dar la modul absolut, ex nihilo, din nimic. Nu dintr-o materie prestabilită. Dar între atributele acestea divine ale lui Dumnezeu, spuneam că El este și omniștient. El știe toate lucrurile. El este atotputernic. Este omniprezent, umple universul. Spune Solomon, iată că cerurile și cerurile celor nu te pot cuprinde pe tine. Și spune chiar Dumnezeu, poate să stea cineva într-un loc ascuns, spune în cartea prorocului Ieremia, să nu-l văd eu, eu care umplu cerurile și pământul, El este omniprezent, este în orice loc. Ei, având aceste atribute divine, Dumnezeul acesta despre care noi vorbim, înaintea căruia ne închinăm, pe care îl mărturisim în predicile noastre, este un Dumnezeu care controlează istoria la modul absolut. De-aia, câteodată, îmi vine să râd de oameni care așa se înalță pe ei și spun, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. De când? Sau în ce fel? Sigur că suntem lucrători cu Dumnezeu. Există, de exemplu, în limbajul nostru omenesc și pe înțelesul tuturor, un patron care are o companie, da? Și care produce avioane, produce, știu eu, mașini, produce geamuri, dacă vreți, avem pe fratele Pavel. Ei, muncitorii lui spun, pot să spună, noi suntem împreună lucrători cu fratele Pavel. Da, dar el dă porunca și voi executați. Dacă nu executați, pentru că de Pavel e cam binevoitor, dar sunt patroni, dacă nu execut, îți mulțumesc frumos pentru participare, pentru colaborare. Ai fost foarte util companiei mele, dar te rog să nu mai zic că trebuie să reduc schema de personal. Cam în același fel suntem noi lucrători cu Dumnezeu. Să ne comunăm puțin ifosele. El e Dumnezeu care controlează istoria. El hotărăște evenimente, hotărăște destine, hotărăște vremi și soroace. Și noi, ca lucrători împreună cu El, nu mai executăm. Cineva va spune, asta înseamnă predestinare? Nu. Asta înseamnă că Dumnezeu care cunoaște dinainte reacția unui om, a unei familii, a unei femei, a unui bărbat, a unui copil, îl poate alege pentru lucrare în funcție de această cunoaștere absolută a Lui, pe care numai El o are. De ce vă spun toate acestea? Pentru că Dumnezeu lucrează cu oameni pe care spuneam că îi cunoaște dinainte, lucrează cu popoare, lucrează cu împărății, lucrează cu forțele naturii, lucrează cu animalele, dacă vreți, le controlează la modul absolut. Și Dumnezeul acesta, El a fost puternicia Lui, face planuri cu bătaie lungă. Spune Biblia că omul cu mintea lui omenească nu poate cuprinde toată lucrarea lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Și așa a fost foarte multă vreme în istorie. Dar există un cuvânt de Biblie în cartea prorocului Daniel, că în vremurile din urmă cunoștința va crește. Și noi avem la îndemână această carte sfântă, Biblia, și citind în Biblie, putem să înțelegem, poate nu 100%, dar într-o proporție mult mai mare decât cei care au fost contemporani cu Daniel, de exemplu, sau contemporani cu Luca, de exemplu, despre lucrarea lui Dumnezeu. Că avem Biblia. Într-o formă închegată și la îndemână noastră. Și aici, în acest text, pus înaintea noastră,
Este vorba despre un plan al lui Dumnezeu făcut cu multă vreme înainte. De fapt, Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, dacă vreți să citim un singur verset, din capitolul 1 din cartea pe care o scrie Pavel Efesenilor, versetul 9 spune că cea binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. Adică Dumnezeul acesta de care vorbim noi a făcut un plan în sine însuși. Așa cum un arhitect face un plan, nu în sine însuși, ci îl face pe tine, că n-are memoria lui Dumnezeu și atributele lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut un plan în sine însuși. Ba încă l-a și scris într-o carte planul ăsta, ca un arhitect. Că de-aia spune Domnul Hristos, în momentul când vine lumea aceasta, când hotărăște să împlinească planul lui Dumnezeu, zice, în sudul cărții este scris despre mine. Unde era scris? În planul pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși. În planul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut, a vorbit despre el înainte. Ultimul cuvânt, să zic așa, din Vechiul Testament, ultimul proroc, Maleahi, ultimul capitol, și cred că chiar ultimul verset, vi-l citesc, cu ajutorul Domnului, spune aici, dar citesc începând de la, adică ultimele două versete, capitolul 4, Maleahi, iată că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și fricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Cuvântul acesta și-a găsit împlinirea în venirea în lumea aceasta a lui Ioan, cum îl numim noi, Botezătorul. Ioan, fiul lui Zaharia și a Elisabetă. Domnul Hristos are o mențiune despre acesta și spune că el, de fapt, era Ilie care trebuia să vină. Dar nu numai cu 400 de ani înainte a vorbit Dumnezeu despre lucrarea Lui. Dumnezeu a vorbit încă de la începutul istoriei. De când l-a ales pe Avram, spuneam că Dumnezeu își alege oameni ca să-și ducă la îndeplinire planurile Lui, ci găsim în istorie mai mulți oameni pe care i-a ales. L-a ales pe Avram, l-a ales pe Moise, l-a ales pe Samuel, l-a ales pe David, l-a ales pe Pavel, a ales pe Iosif. Așa spune Iosif, de-aia m-a trimis pe mine Dumnezeu înaintea voastră, aici în țara Egiptului, pentru că avea un plan special cu mine, ca să vă țin viața, să nu muriți. Ei, în dimineața aceasta aș vrea să vorbim despre oamenii pe care îi alege Dumnezeu pentru lucrări speciale. Și cum am spus, nu cred într-o predestinare, dar cred în atotștiința lui Dumnezeu, care știe ce reacție va avea un om atunci când Dumnezeu îl va chema pentru a face o lucrare. Și știe Dumnezeu exact ce a pus într-un om și la ce îl poate folosi. Mi-aduc aminte, scrie în Scriptură, Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu, avea toate atributele Dumnezeirii, spune Biblia despre El că nu avea trebuință să-i spună cineva ce e om. El însuși știa. Nu avea trebuință cineva să-i divulge anumite informații despre cineva, că nu l-a întâlnit niciodată și acum despre ăsta nu știu nimic. El, ca Dumnezeu, știa absolut ce există într-un om, în mintea lui, în inima lui. Și ce va face în viitor. Dar știți că eu obișnuiesc să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu cu tentă. Cu tentă. Pentru cei care ascultă. Adică mă adresez unui anumit auditoriu. Poate v-am spus istoria aceasta unui frate care a dus să slujească în biserică, dar l-au luat frații din comitet un pic deoparte și au zis, băi, băiete, ești tânăr, încă n-ai multă experiență, văd că vrei să slujești, dar uite ce este, dacă vrei să slujești aici la noi, sunt câteva categorii de oameni de care n-am vrea să vorbești. N-am vrea să vorbești și știți dumneavoastră istoria aceasta. Nu vorbești de bețiv, că mai este câte unul care mai folosește câte un plăharel, să nu vorbești de curvari, că știu eu, mai sunt și din ăștia, poate pe curați printre noi, să nu dau bani la biserică. Am fost prezent într-o biserică în România cu oameni veniți din Occident, plecați din biserică,
bisericii din România, s-au întors în România și au venit la o biserică și au venit cu daruri. Și le-a pus întrebarea un frate slujitor, mă, dar de unde? Biserică în construcție și iară de uși și bani și știu eu, storul la geamul și... Păi de unde, frate? Păi da, le-am luat și noi așa cum am putut. Probabil că-s de furat, nu-i interesează. Ei? Să nu vorbești de hoți. Poate mai avem de aici care mai pun mâna pe ce nu-i a lor, dar vin și aduc în biserică. Dar de cine să vorbesc? Am întrebat cu Cristul ăsta. O zis, păi să vorbești de evrei, că evrei nu avem între noi. Nu e acum chiar de evrei, vorbim. Dar putem să înțeleagă frații și surorile care sunt biserica Betel Moreal. Și să învățăm ceva, dacă vreți. Aș vrea să învățăm ceva în dimineața aceasta. Pentru că așa câteodată parcă huzurim în adunare. Și așteptăm să treacă slujba din biserică, să mergem la Casa Greco sau acasă sau la alt restaurant, să ne simțim bine. Și la întrebarea unora sau altora, cum a fost la biserică astăzi? Da, păi cum se întâmplă? Vorbim cu fratele Vlad. Fratele Vlad. Cum se întâmplă? Ca la biserică. Ca la biserică. Adică nu a fost ceva special la biserică. A fost ceva obișnuit. Eu aș vrea când plecăm de aici, eu și dumneavoastră, să zicem, Doamne, la capitolul ăsta eu am fost corigent până astăzi. Și astăzi învăț ceva. M-am gândit, spuneam Dumnezeu, de-a lungul istoriei și-au ales oameni de care s-a folosit. Oameni speciali. Unii spun, Doamne, ăștia au fost oameni cu chemare specială. Dar de atunci au fost cu chemare specială de când au venit în lumea aceasta? Prin voia părinților lor sau prin voia lor? Sau Dumnezeu i-a ales pentru că în spatele lor era ceva? Sau noi nu suntem oameni cu chemare specială? Câți de aici credeți că Domnul Hristos a murit pentru voi? Toți? Păi Biblia spune că cei pentru care a murit Domnul Hristos au făcut din ei o împărăție și au mai făcut ceva. Ce? Preoți! Pentru Dumnezeu și pentru El! N-avem o chemare specială. Să faci parte din împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Să-ți spună într-o zi atotputernicul Dumnezeu. Veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Wow! Ați fost chemați în mod special să moșteniți împărăția aceasta. Dacă și noi avem o chemare specială și cred că au toți creștini reali, adevărați, atunci trebuie să vedem cam ce au făcut oamenii care au avut parte de o chemare specială și ce putem să facem și noi să ne încadrăm. Am găsit în Scriptură că oamenii aceștia de care Dumnezeu s-a folosit în mod special, în Biblie, în istorie, poate vin și cu exemple care nu sunt din Biblie, au avut în spatele lor și niște părinți speciali. Și niște părinți. Și acesta este un punct care vreau să-l ating. Poate că de foarte multă vreme Biserica Pentecostală sau cultele evanghelice nu mai au în sânul lor credincioși care să aibă o viziune creștină pentru copiii lor. Și poate că chiar ei, creștinii aceștia, părinții, nu au o viață creștină în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Că sunt și în creștinismul ăsta diverse grade sau diverse trepte. La un moment dat, Apostolul Pavel le spune corintenilor, oameni firești ce sunteți, sau lumești, lumești, că sunteți prunci în Hristos. Adică n-au ajuns la starea de oameni mari. Ori au avut o primă inițiere, o primă intrare, dar erau încă copii prunci. S-ar putea să stăm în biserică și să credem că suntem în biserică și poate că suntem în biserică, dar suntem încă copii. N-am ajuns la maturitate ca Dumnezeu să poată folosi de noi. Uitați-vă, spune Biblia că aici, în textul acesta, era în zilele lui Irod, împăratul iudeii. Știți cine a fost Irod? Irod a fost acel tiran care mai târziu o să decreteze uciderea tuturor copiilor sub 2 ani în împrejurimile orașului Betleem. Să mai lucre Dumnezeu în vremea unui tiran ca ăsta? O fost zile extraordinare, zile speciale atunci.
Poate zicem și noi, acum e vremea când trebuie să umblăm cu capul plecat. Și să nu prea știe mulți că suntem creștini, că ne bazocoresc. Că creștinismul nu mai e la modă. Poate a fost în Evul Mediu, poate a fost eu în România după Revoluție. Spunea cineva, înainte de Revoluție nu era la modă creștinismul. Dacă vrei să-i dai o Biblie unui demnitar, să te ia ca de foc, ca de ciumă. Dom'le, vrei să am probleme? Pentru că regimul care era la putere era un regim ateu. După Revoluție, spunea un frate, acum să-i dau o Biblie unui primar, zice, mai am trei, nu mă trebuie. Acum era voie să le primească. O vreme în istorie e când religia e liberă. Și parcă așa, ai și o cinste așa deosebită că ești creștin. Și o vreme când creștinii sunt prigoniți, sunt persecutați. Tot mai greu poți să scoți capul în vremea aceasta și să te afirmi ca și creștin. Și parcă cei mai mulți am vrea să ne streculăm. Mai bine să nu știe nimeni cine sunt. Și poate și din cauza că nu prea trăim pocăință așa cum trebuie. Spunea cineva, un frate, nu de mult, biserica primară a avut o calitate extraordinară. În primul rând s-a rupt total de lume. Total, biserica primară. Cum? Până acolo s-au dus cu deluirea încât și-au vândut toate proprietățile. Sigur că au fost teologi care au condamnat, au zis ei râvna asta fără priceperea evreilor de atunci. Bă, dar cum să-ți vinzi, bă, și pământul, și casa, și proprietatea, și tot? Asta nu le-a cerut Dumnezeu asta. Nu le cere Dumnezeu să le vină proprietățile. Pentru vremea de atunci s-ar fi zis că au sărit peste cal, cum vorbim noi așa, o expresie de-a noastră. Dar știți că a venit prigoana peste biserica din Ierusalim și apoi a venit distrugerea Ierusalimului în întregime de către împărăția romană și toți creștinii, oricum, plecasele de acolo și au plecat ușor, că nu mai aveau nimic de pierdut. Știți de asta? Până la urmă s-a dovedit că nu a fost chiar o râvnă fără pricepere, a fost o inițiativă venită de la Dumnezeu, sub inspirație. Să nu fie legați, că trebuiau să plece de acolo din Ierusalim. Aș vrea în vremea asta și noi să vedem un pic lucrurile care le putem face și trebuie să le facem și să avem o direcție, o strategie, un plan, un gând pentru a trăi ceea ce Dumnezeu vrea să trăim ca biserică și ca entități creștine, ca frați, ca surori creștine. În zilele acelea erau acești doi oameni, Aron, dintre fetele lui Aron, de Elisabeta și Zaharia, care era din ceata lui Abia. El era preot. Biblia spune că erau oameni priveniți. M-am gândit și m-am uitat în Biblie. În spatele unui om al lui Dumnezeu, de care Dumnezeu se folosește, sunt oameni care fac voia lui Dumnezeu. Care slujesc pe Dumnezeu. Care se tem de Dumnezeu. Dar care au și o viziune despre lucrarea lui Dumnezeu. Vă spun un amănunt, probabil că îl știți, nu cred că vă spun chiar lucruri noi. În poporul evreu era o mentalitate. Mamele, femeile, care n-aveau copii, credeau că peste ele este o mare ocară. De ce? Pentru că scria în Biblie, în legea lui Dumnezeu. Le-a spus Moise, Dumnezeu a promis că între voi nu va fi femeie stearcă. Așa scrie în legea. Și atunci când o femeie n-avea copii, ei se părea că peste ea pasă o cală. Și femeia aceasta, Elisabeta, ea nu era mulțumită cu starea aceasta că n-avea copii. Pentru că ea spune în versetul 25, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cară. Adică să nu mai fiu sub blestemul ăsta, că eu sunt o femeie care n-am copii. Acum, astea au fost evreicile. De ce aveau starea aceasta? De ce aveau mentalitatea aceasta că neapărat trebuie să aibă copii? Vreau să vă spun ceva. Femeile evreice aveau pentru copiii lor următoarea perspectivă. Își doreau ca Dumnezeu să-i facă proroși. Amin? Ca Dumnezeu să-i facă judecători din Israel. Ca Dumnezeu să ridice din ei împărați. Ca Dumnezeu să-i folosească în fapte de vitejie. Și mai ales foarte multe așteptau și nădăjduiau că vor fi acel vas ales de Dumnezeu prin care să se nască Mântuitorul lor, a Israelului, Mesia. Mă întreb,
că totdeauna fac o paralelă între ei și noi. Câte dintre marele creștine de astăzi, nu din secolul 18 al 19, își doresc pentru copiii lor să fie proroci. Și de când e mic, de când vine bebeluș acolo, în casitul acela, în hăinuțele acelea, au un gând îndreptat spre Dumnezeu. Doamne, mi-ai dăruit băiatul acesta. Nu-ți cer să-l faci doctor, nu-ți cer să-l faci avocat, nu-ți cer să-l faci procuror, nu-ți cer să-l faci ofițer în armata canadiană, îți cer să faci din el un proroc în biserică. Aveți? Nici o soră nu s-a. Știți de ce? Și frații, cred că nu m-au îndoi. Știți de ce? Trăim așa vremuri când creștinii de astăzi, pentru copiii lor, gândesc o carieră în cele pământești. E adevărat sau nu? Gândesc o carieră în lumea aceasta. Dar viața asta ține 90 de ani. Niciun om n-a trăit ca cel despre care vorbește Biblia, că în fiecare zi a dus o viață plină de strălucire. Nu a dus nici Ceaușescu o viață plină de strălucire. A fost și el de cadru, cât a fost el de șef de stat și cu cultul ăla al personalității dezvoltat la maxim. Și a sfârșit ca un câine. Biblia spune despre unul care în fiecare zi o viață plină de strălucire și la urmă s-o încheia. Că Dumnezeu într-o zi l-a luat din lumea aceasta și a văzut ce l-a așteptat dincolo. Există acest handicap în biserica Domnului din vremea noastră. Părinții nu au pentru copiii lor o strategie, o dorință. Și atunci ne mirăm că în biserică nu mai apar slujitori decât de astfel de oameni. Nu mai apar de arismatici puși de Dumnezeu direct în slujbă și însoțiți cu darurile spirituale, cu darurile Duhului Sfânt. În spatele oamenilor Bibliei au fost părinți. De exemplu, ați auzit de Samuel. Biblia spune despre el că este unul dintre oamenii care, așa spune Biblia, nu spun eu, ci chiar dacă Samuel și Noe s-ar împărtășa înaintea mea, ei n-ar scăpa nici fi, nici fiice, dar și-ar mântui sufletul lor. Pentru că au fost niște oameni deosebiți înaintea lui Dumnezeu. Au fost niște oameni care au făcut lucrarea lui Dumnezeu și Samuel, la un moment dat, chiar la poporul evreu la judecată, și spune, mărturisiți împotriva mea. Spune-ți la cine am făcut vreo nedreptate. Și poporul a zis, ai fost fără vină, fără greș. Dar în spatele lui Samuel a fost o mamă care scădea și ea că peste ea apasă o cap. Că n-are copii. Și a zis, Doamne, dacă îmi dai un fiu, eu vreau copilul ăsta să-i slujească pe tine, să-l dăruiesc ție. Să fie un slujitor. Astăzi foarte multe mame consideră o pacoste copiii. Ca și cum Dumnezeu, care este izvorul vieții, ar putea să dăruiască în lumea aceasta pacoste. El care face planuri desăvârșite. Sigur, întrebări avem. La un moment dat, Iov, care știa bine că pe el Dumnezeu l-a întocmit, că zice el, nu mai mulți tu ca laptele, nu mai încheca tu ca brânză, nu mai țesutul cu vine și carne, dar pentru că era într-o problemă majoră de suferință, zice, oare de ce dă Dumnezeu viață și celor care suferă? Nu știm de ce totdeauna. Câteodată avem înțelegerea. Dar Dumnezeu are planuri desăvârșite. Și Dumnezeu a hotărât în spatele oamenilor și pe aceea i-a ales, în care au fost și niște părinți devotați, care s-au temut de Dumnezeu. Cum să fie copilul tău ales pentru o slujbă specială în biserică, în lumea aceasta în care e atâta lipsă de slujitori adevărați, când, știu eu, viața ta nu e nici de cum trăită în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la mama lui Samson, alege Dumnezeu un om. Îi spune acestei femei, va trebui tu, ca și mama acestui copil pe care eu o tărăsc, să-l folosesc într-un mod special, să ai o conduită aparte. I-a predicat odată fratele Levi despre subiectul acesta. Și spunea, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tale, să nu mănânci nimic necurat. Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui până în ziua morții lui. Dacă n-ai avut niciodată până acum gândul acesta, dacă niciodată n-ai trăit cu aceasta în minte, soră, mamă, vreau să-ți spun, trebuie să gândești pentru copiii tăi, pentru veșnicie, nu pentru lumea aceasta. Tatilor,
Oricare om trebuie să-și câștige pâine aici pe pământ. E normal să dai la o școală. Dar de mic sădește în el dorința de a sluji pe Dumnezeu. Cam strategia e următoarea. Frații noștri, surorile noastre, mulți dintre ei, spun așa, domne, mai întâi cariera, mai întâi poziția în societate, mai întâi meseria. Și apoi dacă ar putea să cânte și în fanfară, aș fi foarte bine. Să mai facă ceva pe lângă carieră. Ca să nu-l pierd din biserică, că mântuirea nu vrea pentru el. Dar mântuirea e mult mai importantă decât cariera ta în lumea aceasta. Mântuirea e mult mai importantă decât orice ai putea să împlinești aici în lumea aceasta. Vreau să vă spun, am citit mărturii, probabil cu fratele Iosif, mai multe ca mine știe din istoria primului veac, când creștinii adevărați nu erau așa de speriați de martiraj. Că ar putea copilul lui să fie adult fiind, la 20 de ani, la 25 de ani, creștin deja, să fie prins de autorități și condamnat pentru credință creștină la moarte. Că s-a întâmplat. Nu asta era groaza care îi stăpânea pe părinții creștini. Erau mai degrabă speriați nu cumva să cedeze. Nu cumva să renunțe la credința creștină pentru lumea de atunci. Doamne, dă-ne și nouă inimă ca acestor creștini. Amin. Să gândim pentru copiii noștri în termenii în care au gândit-o oamenii lui Dumnezeu. A ales Dumnezeu în Moise că în spatele lui a fost o mamă, Icobet, care n-a înțeles să se supună împăratului din vremea aceea, faraonului. Și a ascuns copilul când n-a mai putut să-l ascundă. L-a încredințat în mâna lui Dumnezeu. Știu precis că atunci când l-a primit înapoi să-l alăpteze, l-a învățat în legea lui Dumnezeu. I-a vorbit despre Dumnezeu. Și în cunoștință de cauză, spune Biblia că Moise, când a ajuns o mare, a refuzat să se bucure de plăcerile Egiptului, de comorile Egiptului. A renunțat la titlul lui de prinț al casei lui Faraon și s-a dus la un popor de sclav. Pentru că în spatele lui a fost o mamă care s-a temut de Dumnezeu și care a avut pentru el viziunea lui Dumnezeu. O să zică cineva, frate Bala, dar astea sunt numai exemple din Biblie. De Suzanu Vesu i-ați auzit? Vă gândesc că ați auzit. A fost mama lui. A fost mama 19 copii. 19 copii. Între acești copii a fost John Wesley și a fost Charles Wesley, părinții fondatori ai metodismului, am zice noi astăzi. Femeia aceasta a avut o conduită specială în familie și o dorință arzătoare pentru copiii ei să învețe calea Domnului. Și i-a învățat calea Domnului. Ei, copiii ei, mărturisesc că felul în care au studiat Biblia și au fondat, de fapt, denumirea aceasta de metodiști vine din faptul că au folosit o anumită metodă de a studia Scripturile, de a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu. Și li s-a dat ca o poreclă. Metodiștii ăștia. Frații Wesley. Dar ei au pus în practică ceea ce au învățat în familie. Și Dumnezeu s-a folosit de acești oameni ca să trezească ambea la viață. Ca să scuture de amorțială creștinismul din Anglia. Despre John Wesley spune că a umblat peste 300 de mii de mile prin Anglia, călare pe un cal. Pe un cal, că nu erau atunci mașini și de trăsură n-avea bani, că erau, nu erau bogați. Și Dumnezeu se l-a folosit într-un mod deosebit ca să scuture Anglia. Și femeia aceasta nu a făcut o universitate, nu a absolvit studii superioare, dar au avut o dorință specială pentru copiii ei, să-i vadă slujind lui Dumnezeu și a crescut în sensul acesta. Despre scorgea o să spune același lucru. Sigur, astăzi femeile sunt speriate să aibă mulți copii. Pentru că ar trebui să renunțe la confort. Ar trebui să renunțe la vacanțe. Ar trebui să renunțe, știu eu, la o garderobă mai bogată, că copiii și cheltuială. Dar uitați-vă în istorie. Benjamin Franklin, dintr-o familie de 17 copii, oameni săraci, au fost unul dintre mari oameni ai Americii. Ați auzit, nu? Ați auzit de o grămadă de oameni care au trăit în familie numeroase? Împăratul David, al 8-lea copil. Al 8-lea copil, ultimul. Auzi tot felul de învățături în timpul voastre, că, Doamne, eu numai trei pot să cresc.
Dar dacă Dumnezeu în planul Lui vrea să fie al patrulea un om special pentru lucrarea Lui, tu de unde știi asta? Ți-a făcut Dumnezeu parte descoperit planul Lui cu privire la aceasta? Dacă trebuia să fie al optulea ales de Dumnezeu ca împăratul David, să fie împărat peste o națiune și Dumnezeu să-L folosească în mod special, ți-a descoperit Dumnezeu că nu va fi niciun din copiii tăi ales într-o lucrare specială? Haideți să-i dăm lui Dumnezeu ce are Dumnezeu. Haideți să învățăm din cuvântul acesta de astăzi că Dumnezeu a ales pe Zaharia și pe Elisabeta pentru că erau oameni neprihăniți și pentru că mai departe puteau să transmită și fiului lor această lucrare a lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să poată folosi de Ioan. Nu a ales pe oricine din Israel. O ales-o pe Ana să îi aducă în lume pe Samuel, pentru că a fost o femeie care s-a temut de Dumnezeu și a vrut să facă voia lui Dumnezeu. M-am gândit de la început să lasă fratele Iosif să vorbească din acest text, i-am și spus. Aș vrea să rămânem cu două lucruri. Dumnezeu alege oameni special pentru lucrarea Lui. Alege popoare, a ales poporul evreu, ca acest popor să ducă despre Dumnezeu o cunoștință despre Dumnezeu, o învățătură despre Dumnezeu între celelalte popoarele lui. Și știți că v-a spus de mai multe ori lucrul acesta a fost așa de real, că până și marinarii aceia de pe corabia cu Iona auziseră despre Dumnezeul acesta al evreilor. Auziseră și filistenii de Dumnezeul acela puternic care o pedepsit pe împărații Egiptului care îi s-au împotrivit. Auziseră foarte multe popoare. Când ajunge Pavel să predice Evanghelia înaintea unor dregători înalți, spune lucrurile acestea, nu s-au, știu că știți despre proroci, despre Dumnezeu, că nu s-au întâmplat într-un colț. Aș vrea să rămânem cu aceasta, Dumnezeu o alege pentru lucrarea Lui popoare. Alege pentru lucrarea Lui oameni. Și oamenii aceștia au în spate părinți care au stat înaintea lui Dumnezeu în Împărăție de Inimă. Dacă tu, viața ta în fiecare zi este cu precădere pentru binele tău, pentru confortul tău, pentru toaleta ta, pentru ținuta ta, pentru apariția ta în public, copiii tăi nu vor fi niciodată slujitori. Nu m-aș scriu pentru un miracol al lui Dumnezeu, care are ceva special pentru unul din ei. Dar dacă ești un om care îți pui viața la îndemâna lui Dumnezeu și îl slujești pe Dumnezeu din toată inima și dorești neapărat ca familia ta, împreună cu tine, să-L slujească pe Dumnezeu. De acolo Dumnezeu va scoate slujitor. Cum l-a scos pe Ioan, din doi oameni bineînțeles. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest aspect. Amin. Amin. Fratele Nelu mi-a lăsat, într-adevăr, timp și timp mai este. Dar aș pune o întrebare. În inima ta mai este loc? Pentru că dacă în inima ta, ca ascultător, în casa lui Dumnezeu, nu mai este loc, cei care vorbesc în continuare vorbesc doar ca să umple timpul și nu va fi de niciun folos, nici predicatorului și nici ascultătorului. De aceea, în dimineața aceasta, oricine ai fi, te-aș invita pentru câteva momente să te desprinzi din firul gândurilor de până aici și să-ți cercetezi inima, să vezi dacă în ea mai este loc. Pentru că, așa cum am spus, dacă nu mai este loc, nici Dumnezeu nu mai toarnă. Dacă mai este loc, putem aștepta pe El să facă o lucrare. Și întrebarea care se pune, mai este loc? Mai ai loc să mai asculți ceva din Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă da, atunci v-aș invita să ne apropiem iarăși de Cuvânt. Aceea care a fost marțiară la rugăciune, aici, vă amintiți că am făcut o referire chiar la început. Am citit atunci cuvintele Psalmului 126, și la miezul acelui psalm este un cuvânt care spune așa.
se va spune atunci printre popoare, da, Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru poporul său. Psalmul acesta 126 se pare că a fost scris în perioada pe care istoricii creștini o numesc perioada post-exilică. Adică după întoarcerea poporului iudeu din robie. Vă amintiți că au fost cuceriți și duși în robie în Babilon, au trăit acolo o bună bucată de vreme și prin anul 539 înainte de Hristos, Babilonul a fost cucerit de Medo-Persani. Darius, în anul imediat următor, a dat un edict care a surprins pe toată lumea. Nimeni până la el nu mai dăduse un asemenea edict. De obicei, cuceritorii erau preocupați să adune, să clădească, să întărească împărățiile, să adune bogății mari. Dar omul ăsta a făcut un lucru deosebit pentru că Dumnezeu se folosea de el. În primul an, după ce el a cucerit Babilonul, a dat un edict prin care a îngăduit tuturor popoarelor pe care le cuceriseră babilonienii și pe care le duseseră în captivitate, Cirus le-a dat voie să se întoarcă fiecare în țara lui și chiar le-a poruncit să rezidească acolo templele pe care le-au avut părinții lor. Însă, dintre toate popoarele pe care el le-a eliberat în felul acesta, poporului evreu i-a dat un favor deosebit. Le-a dat vasele de aur care fuseseră jefuite de babilonieni de la templul din Ierusalim. I-a sponsorizat, dacă vreți, pe acești evrei să se întoarcă. Și Biblia spune și istoria confirmă că evreii s-au întors în 3 valuri în țara lor. Au reconstruit templul, au rezidit în timp zidurile Ierusalimului și, într-adevăr, printre popoare s-a putut spune că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru poporul său. Dar așa să vă spun că pentru noi Dumnezeu a făcut lucruri chiar mai mari decât a făcut atunci pentru poporul iudeu. Deoarece pentru noi și-a trimis în lume Fiul. În dimineața aceasta noi am citit din primul capitol al Evangheliei după Luca doar 25 de versete. Luca, singurul scriitor nou testamental care își are o bârșie dintre neamuri, fiind neevreu, el mărturisește că în vremea în care el s-a apucat să scrie, au fost mulți alții care s-au apucat să scrie despre aceleași lucruri. Și el spune, prealesule Teofil, m-am gândit și eu, am găsit și eu cu cale să fac cercetări cu deamănuntul asupra acestor lucruri și să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște temenicia lucrurilor despre care ai auzit prin viu grai. Lucrurile despre care mărturisește Evanghelia, cum că anume într-un moment, într-un anume punct al istoriei omenești, Dumnezeu a găsit cu cale să-L trimită în lumea noastră pe Fiul Său, lucrurile acestea pe care Fiul Său le-a făcut în timpul vieții sale pământești, jertfa cu care și-a încheiat lucrarea pământească și înălțarea Lui la cer care a urmat jertfirii de la Golgota, toate lucrurile acestea sunt lucruri întemeiate. Nu sunt născociri omenești, nu sunt invenții evreiești sau alte etichete pe care le pun oamenii acestor lucruri. Lucrurile despre care noi citim în Evanghelie, despre care Duhul Sfânt ne vorbește prin Evanghelie, sunt lucruri întemeiate și Dumnezeu le-a făcut pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Va veni vreme și momentul acela e mai aproape decât noi, decât ați putea să credeți. Va veni o vreme, un moment în care lumea întreagă va vedea că aceste lucruri au fost întemeiate și sunt întemeiate. Ce înseamnă ca un lucru să fie întemeiat?
nimic altceva decât că este un lucru în armonie cu adevărul, un lucru pe care poți să te bazezi, un lucru care se dovedește trainic atunci când toate învățăturile lumii se clatină. Și Evanghelia este un lucru întemeiat, un mesaj pe care poți să te bazezi atunci când toate învățăturile lumii se vor clătina. Luca își așează relatarea în timp, spunând că s-a întâmplat în zilele împăratului Irod, un împărat idumeu sau edomit, pe care evreii nu l-au iubit. Împăratul acesta a încercat să câștige simpatia lor, făcând tot felul de lucruri. Istoria spune despre el că a fost un arhitect deosebit, că a știut să pună în funcțiune resursele evreilor ca să ridice, din punct de vedere arhitectural, împărăția. În vremea aceasta se spune aici, în Evanghelie, despre doi oameni, o familie care îi slujea lui Dumnezeu. Zaharia și Elisabeta. Zaharia era preot. Așa să vă spun că încă din vremea împăratului David, preoții au fost organizați în 24 de cete. În fiecare ceată era un număr impresionant de mare de preoți. Și pentru că nu puteau să slujească toți, ca să nu existe discuții între ei, câteodată se apela la tragerea la sorți. Cine să intre să tămâieze? Pentru că în fiecare ceată erau foarte mulți, rândul unuia putea să vină doar o singură dată. Dar erau mulți care nu erau trași la sorți nici măcar o dată în timpul vieții lor. Era o mare cinste pentru un preot atunci când venea rândul cetei lui să slujească la templu din Ierusalim, să fie tras la sorți. Era un semn al bunăvoinței cerului să cadă sorțul peste el și el să fie reprezentantul care intră în templu, în locul stabilit și să facă acolo tămâierea. Zaharia, bărbatul acesta, era preot și era un om înaintat în vârstă. Se apropia probabil de vremea în care preoții urmau să iasă din slujbă după rânduiala Vechiului Testament. Și încă sorțul nu căzuse pe el. De fiecare dată când și-a părăsit așezarea în care locuia, din ținutul muntos al Iudeii, și se îndrepta spre Ierusalim pentru că era ceata din care el făcea parte la rând să slujească, de fiecare dată când își îndrepta pasul de la Ierusalim, omul acesta aștepta cu dor să cadă sorțul pe el. Dar aș vrea să mai subliniez un lucru. Despre bărbatul acesta și despre soția lui, Scriptura dă o mărturie foarte frumoasă. Oamenii aceștia amândoi erau neprioniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. Omul ăsta a stat, cu alte cuvinte, întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu. Omul ăsta a făcut tot ce ținea de el pentru ca să câștige bunăvoința lui Dumnezeu. S-a străduit să trăiască fără pată, împlinind poruncile și rânduielile Domnului. Și de fiecare dată când mergea la Ierusalim, sorțul cădea pe altcineva. Ăsta era primul motiv pentru care el ar fi putut să fie nemulțumit. Să te străduiești să trăiești curat și frumos. Mai curat și mai frumos decât semenii tăi și sorțul să cadă pe ăla din stânga sau pe ăla din dreapta și pe tine parcă te ocolești. Anul ăsta așa, anul viitor așa, peste 2 ani așa, peste 3 ani așa, peste 10 ani așa și să vezi că te apropii de vârsta la care vei fi scos din slujbă și sorțul cade mereu pe un altul. Că de multe ori te încearcă într-o asemenea situație, dacă ești, gândul că ceva se întâmplă,
că ți se face o nedreptate, că tu trăiești curat și frumos și parte toate lucrurile, parte nu-ți ies, și altul care poate nu trăiește la același standard de ca și tine și nu are atât de serioase preocupări să trăiască neprihănire, uite pe, pe el sorțul cade. Cade pe unul, cade pe celălalt. Zaharia avea, iată, un prim motiv să fie nemulțumit. Să trăiască o viață de amărăciune și poate să se lupte cu gândul de a nu mai face nimic. De ce subliniez lucrul acesta? Pentru că de multe ori văd în vremea noastră creștini care tratează atât de superficial slujirea lor și ceea ce i-ar putea să facă pentru Domnul. Mulțumesc, Tatăl meu. Într-o paranteză vă spun că aerul e foarte uscat aici, din cauza încălzirii. Aici la Ambon și circulă mai greu aerul. Când la toate acestea se mai adaugă și o numită oboseală, azi noapte după ora 12, citeam pasajul acesta de mai multe ori la rând, aici, și mă rugam. Atunci, într-adevăr, și vocea dă semne de oboseală. Dar, haideți să revenim la ale noastre. Spuneam că văd, constat, și nu puteți să-mi spuneți că nu-i așa, o numită stare de nemulțumire, de dezamăgire printre creștini. Dacă lucrurile nu ies cum îmi place mie, nu mai fac nimic. Dar oare Domnul numai atâta merită? Dar oare Domnul are obligația să-mi facă mie pe plac întotdeauna și toate lucrurile în biserică să iasă cum îmi place mie? Dar oare este El obligat să răspundă la toate așteptările mele în felul în care mi-ar conveni mie să se întâmple? Nici de cum. Iată un exemplu pentru noi toți, creștinii veacului 21. Bărbatul acesta i-a slujit lui Dumnezeu cu credincioșie și a continuat să trăiască o viață sfântă de neprihănire și să facă ceea ce era rânduit să facă și dacă lucrurile nu ieșeau așa cum și-ar fi dorit el. Un al doilea motiv de nemulțumire din viața acestui bărbat și, de fapt, din viața familiei lui venea din faptul că nu aveau copii. S-a spus despre lucrul acesta. În vremea de astăzi, poate că unii fericesc pe cei care se găsesc într-o situație de felul ăsta, dar în vremea de atunci lucrurile erau foarte diferite. Și în familia aceasta plutea parcă un sentiment de neîmplinire, pentru că și-ar fi dorit tare mult să aibă copii. Copiii erau și cred că sunt și astăzi socotiți ca o binecuvântare. Eu așa-i socotesc. Cea mai mare minune din câte se întâmplă sub soare. Miracolul miracolelor. Un copil pe care îl căpătăm de la Domnul. Ei, iată două motive suficient de întemeiate ca să-l facă pe bărbatul acesta să meargă morocănos la Ierusalim, să zică, mă duc, dar parcă mai bine aș sta acasă. Și totuși omul ăsta s-a dus și a fost credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu însă n-a rămas nepăsător la dorința lui de a trăi curat și în sfințenie. Pentru că, vedeți, îngerul când i s-a arătat acolo în templu, i-a vorbit și i-a spus, nu te teme, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată. Bărbatul ăsta și soția lui de multe ori se vor fi rugat lui Dumnezeu. Și sunt aproape sigur că în rugăciunea lor, subiectul de bază, unul din subiectele de bază permanent amintite, a fost și acest lucru, să capete un copil de la Dumnezeu. Anii au trecut și fiind înaintați în vârstă, probabil că, din punct de vedere omenesc, șansele erau tot mai puține. Însă, știți ceva? Când avem de-a face cu un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, n-ar trebui să mai împrumutăm criterii și principii și perspectiva oamenilor de a evalua lucrurile. Și n-ar trebui să ne cuprindă niciodată nici nemulțumirea și nici descurajarea. Că uite, am ajuns și n-am căpătat. Am ajuns la vârsta asta și n-am căpătat. A venit un moment în care mesagerul cerului s-a oprit în dreptul lui și i-a spus,
Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Și i-a mai vorbit despre acest copil care se va naște în casa lui, în familia lui, și care va avea înaintea lui Dumnezeu o poziție deosebită. Vă spune Mântuitorul Iisus, 30 de ani,